Bun găsit, dragi români, oriunde v-ați afla. Colocviile Ars Verba, emisiune online găzduită de Certitudinea TV, în contextul politic actual, vă invită la o analiză cu titlul Românismul între rusofilie și rusofobie. Alături de noi, unul dintre cei mai eficace istorici, pe care îl salut cu prietenie și considerație, domnul profesor universitar dr. Corvin Lupu. Bună seara, domnule profesor! Seara română, bună seara! Numai puțin prețuire și stimă jurnalistului și poetului Miron Manega, ispravnic de concept al publicației Certitudinea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bună seara, Miron! Bună seara tuturor! Dragi invitați, așa cum anunțam, iată-ne față în față cu o realitate care nu are cum să ne lase indiferenți. Asistăm de un an și 7 luni, am numărat eu, la un război în care au loc schimbări majore în raportul de forțe militare între armatele Rusiei și ale Ucrainei. O luptă inegală. România este una dintre cele mai vizibile susținătoare ale Ucrainei în acest moment. Prin urmare, aș începe cu Miron Manega, domnule profesor, sper că nu vă supărați. Nu, deloc. Cu atât mai mult că publicația pe care o gospodărește Certitudinea prin semnatarii săi și firește prin colegiul redacțional, așa cum cunoaștem, alcătuit dintr-o echipă de profesioniști atemporali, poate fi catalogată ca o promotoare fermă și deplină a identității naționale. Mai mult ne amintim, chiar mă gândeam, Miron, la asocierea datelor calendaristice, ne amintim că în februarie 2022 această publicație a fost acuzată ca fiind promotoare de propagandă extremistă. Prin urmare, să ne simțim atât de vinovați că ne iubim țara, chiar cu prețul acestei denigrări și calumnieri în spațiu public? Ce părere ai? Ce părere să am? Am o părere proastă despre cei care aruncă asemenea acuzații și o părere bună despre cei care se opun. Deci, volens, noles, am o părere bună despre mine în acest context. Publicația a fost într-adevăr acuzată de extremism, de anti-europenism, anti-globalism. Fițuică extremistă, bineînțeles. Așa, antisemitism și, bineînțeles, de putinism. Motiv pentru care în numărul următor din Certitudine am răspuns pe prima pagină. Menează avut Miron Manega, ispravnic de concept al fițuicii extremiste Certitudinea. Și cu asta intrăm direct în problema propusă de titlu. Românismul între rusofilie și rusofobie. Din păcate, patriotismul și naționalismul, românismul, sunt definite în contextul politic actual și social impus de politic. Deci este forțat să se definească în funcție de cum se raportează la ruși în contextul acestui război. Există o opinie justificată a celor care au suferit mult de pe urma rușilor. Reiau o afirmație mai veche a mea. De-a lungul timpului, dușmanii existențiali ai românilor s-au dovedit a fi rușii, ungurii și evrei. Acum au apărut în peisaj ucrainienii, dar n-au apărut de acum, au apărut cam de la începutul secolului 20. Este fals să ne definim afecțiunea sau afinitatea cu valorile identitare în funcție de acest reper. Rușii ne-au făcut mult rău de-a lungul istoriei. Foarte mult rău, poate mai mult chiar decât ungurii, pentru că au avut mai multe posibilități în acest sens. Dar dacă facem abstracție de contextul geopolitic actual și ne cramponăm pe ideea că indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să fim împotriva rușilor, cum se zice, este o pistă eronată. Am tot respectul și, mă rog, toată înțelegerea față de cei, mai ales cei din Basarabia, mai ales față de unioniști, care știu mai bine decât noi ce li s-a întâmplat. Dar ceea ce se întâmplă acum nu mai are legătură cu ce s-a întâmplat atunci.
Este clar, și pentru mine și pentru mulți alții care gândesc ca mine, că rușii nu renunță niciodată la planurile lor pe termen lung, pe termen istoric. Ei gândesc pe termen istoric, nu numai ei, bineînțeles. Și chinezii gândesc, și poate și japonezii. Deci ei nu vor renunța la planul lor de a stăpâni gurile Dunării și strâmtorile din Marea Neagră, ieșirile din Marea Neagră. Dar în acest moment, ei chiar ei sunt forțați, dar noi trebuie să evaluăm lucrul ăsta, noi, adică cei care ar trebui să ne reprezinte și nu ne reprezintă. Să evalueze această situație și să constate că în acest moment istoric, în această perioadă nenorocită în care suntem pe punctul de a intra în război noi și se fac eforturi mari ca noi să intrăm într-un război cu care nu avem nicio legătură. Este un război fratricid între ruși și ucrainieni, de fapt aparent între ruși și ucrainieni, este de fapt între două forțe mondiale, Federația Rusă și NATO, una dintre ele, respectiv NATO, încercând să elimine Rusia ca putere mondială, și este normal ca Rusia să se opună, să nu vrea. Adică practic Rusia acum e baba aia pe care toată lumea vrea să treacă strada și ea nu vrea. Și cine nu-i cunoaște pe ruși se înșeală amarnic crezând că războiul NATO, pentru că va fi un război NATO, cred că va fi pe față, cel puțin în acest context în care s-a semnat deja, s-a bătut palma pentru BRICS și se încearcă declanșarea războiului înainte de a intra în vigoare, prevederile BRICS, adică din 1 ianuarie. Bun, deci a merge pe pista că rușine sunt necondiționat dușmani, inclusiv în momentul de față, este fals. Pentru că, pe de altă parte, americanii, ca să sintetizăm, să le zicem americani, să nu le zicem NATO, deși putem să le spunem altfel, nici ei nu ne-au iubit. Ei sunt cei care ne-au vândut rușilor. Și ei și englezii, aliații noștri, ei ne-au vândut rușilor. Deci de ce le-am acordat lor credit? De ce nu am fi sceptici și față de unii și față de alții și să ne evaluăm interesele și să ne raportăm la ceea, să facem ceea ce ar trebui să facem raportându-se la acest context? Pentru că așa se face, se licitează, orice stat își licitează poziția cu două forțe care ne vor fiecare de partea lor. Te duci și întrebi, voi ce ne dați dacă suntem alături de voi? Vă dăm asta. Cu ce ne-au dat ei, te duci la ceilalți. Uite ce ne dau ceilalți. Voi ce ne dați? În așa fel încât România să iasă bine din acest context. Dacă e să discutăm lucrurile cinic la masa verde. Dar dincolo de acest aspect de diplomație politică, să zicem, este faptul în sine. Pentru mine, și nu numai pentru mine, și cred că și pentru domnul profesor Corvin Lupu, nu rușii au început războiul. Ucrainienii, un fel de a spune, ei sunt carnea de tun a unui război care nu e nici al lor. Practic sunt aruncați în războiul ăsta fratricid, fluturându-li se sloganul, deviza, că își apără țara. Nu apără nicio țară. Apără interesele unor care vor să-și vândă armamentul. Și dacă ducem lucrurile mai in extenso, putem constata cu cunoștințe medii istorice că în timpul celui de-al doilea război mondial ucrainienii au omorât 800.000 de evrei. 900.000. Cred că 900. De la dumneavoastră am informația. De la dumneavoastră am informația, domnule profesor. 900. În momentul de față, 80% din conducerea Ucrainei este cazară. Și dacă este o aplicare perfidă a principiului talionului, o răzbunare istorică, practic îi trimit pe ucraineni la moarte, pe foștii lor asasini, să zicem, sau pe urmașii foștilor lor asasini, îi trimit la moarte sub sloganul că își apără patria, Ucraina. Deci în acest context noi ar fi trebuit și încă ar trebui să rămână în actualitate tema, să nu intrăm în acest război, să facem tot posibilul să nu intrăm în acest război.
avem nevoie de pace, nu de acest război. Adică pentru cine trimitem noi? Ucraina nu e în Uniunea Europeană, Ucraina nu e în NATO. E problema lor că se bat între ei. Mă rog, teoretic cel puțin. Deci, eu ce să spun mai mult decât asta? Pentru că ne evaluăm greșit conceptul de patriotism. Noi trebuie să, indiferent cum ne-ar vedea, că dacă suntem văzuți dinspre filoruși, noi părem globaliști. Dacă suntem văzuți din cealaltă, suntem putiniști. Dar pro-români nu putem fi, români nu putem fi. Și dacă eu, să zicem că greșesc în acest expozeu, poate greșesc într-adevăr, dar sunt sincer, așa evaluez eu lucrurile. Și de ce să fiu demonizat pentru asta? Eu și ceilalți care sunt în egală măsură demonizați pentru că susțin, mă rog, tezele pe care le-am susținut aici. În ce lume trăim? Nu mai știu în ce lume trăim și nu credeam. Iată, a apărut acum și articolul 369, nou cod penal, în care cuvântul incitare, instigare la ură este înlocuit cu cel de incitare la ură. Este mai grav decât articolul 209, vechiul cod penal, când puteai să faci pușcărie pentru uneltire contra ordinii sociale, fără să existe suficiente probe. Dar oricum, articolul ăla era mai precis decât cel articolul 300. Ia să vi-l citesc eu. Articolul 369, nou cod penal, că acum de curând, zilele trecute, s-a votat. Incitarea, deci a potrivit articolului 369 cod penal, incitarea publicului prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Deci noi nu mai avem voie să zic, legea este mai, are puncte și subpuncte. Deci noi nu mai putem să zicem nimic de vreo categorie socială, nu mai putem ironiza pe nimeni. Deși, de când eu nu înțeleg cum a devenit ura concept juridic. Ura și iubirea sunt sentimente. Cum să transform sentimentele în concept juridic? Poți urâi fără să uciți și așa cum poți ucide fără să urăști. Și iubirea în egală măsură. Cum se intre sub incidența vreunei legi? Chestii, sentimentele umane. E o nebunie, domnule profesor, stimați telespectatori. E o nebunie. Nu cred că trebuie să zice. Eu nu accept cu orice risc. Prefer să rămân în normalitate. Cred că am vorbit destul pe... Ai vorbit și ai deschis foarte multe drumuri. Domnule profesor, continuați de unde considerați dumneavoastră că... Tema propusă pentru întâlnirea noastră din această seară vizează în mod direct raporturile dintre România și Rusia, Uniunea Sovietică, Federația Rusă. Este cea mai importantă relație internațională a României. Spun asta pentru că în istoria modernă și contemporană a României, relația României cu Rusia, Uniunea Sovietică, ulterior Federația Rusă, a fost cea mai importantă dintre relații, pentru că este supraputerea mondială care a influențat cel mai mult destinele României în această perioadă. Așa cum în Evul Mediu, Turcia și în Transilvania, Imperiul Habsburgic au influențat decisiv istoria noastră, Rusia, din acest punct de vedere, a făcut-o în măsura cea mai mare. Acum, vedeți dumneavoastră, românii privesc cu suflet, privesc cu sentimente problemele astea. Suferința românilor de-a lungul istoriei generează sentimente de respingere față de cei care i-au supărat. Astfel că în judecata opiniei publice intervin sentimentele de dragoste,
și de ură. Ori noi, ca cercetători, noi suntem diferiți. Dacă ești cercetător neutru, nu judeci lucrurile nici cu dragoste, nici cu ură. Trebuie să le judeci la rece, la 0 grade temperatură și total imparțial, punând pe tine roba de judecător și din acest punct de vedere trebuie să spun că în istoriografia românească de pe ambele maluri ale Prutului, atât în România cât și în Republica Moldova după 27 august 1991, raporturile cu Rusia au fost văzute prin prisma viziunii românești asupra chestiunii. În toate lucrările românești dedicate raporturilor cu Rusia, vinovăția pierderii Basarabiei, pentru că, de fapt, conflictele româno-ruse au început la scară foarte mare după ce, în 1812, Rusia a anexat Basarabia. Vinovăția aceasta este pusă exclusiv pe seama imperialismului țarist și apoi a celui sovietic. Studiile, articolele, cărțile românești dedicate acestui subiect sunt scrise de pe poziții partizane, încărcate de patriotismul și dragostea de glie străbună ale istoricilor români, pe care nu o criticăm, dar pe de altă parte de resentimente și chiar de ură față de cotropitorii țariști și sovietici. Ori analiza științifică a fenomenului și evenimentelor care au condus la dăinuirea raptului Basarabiei, pentru că de aici a fost geneza tuturor conflictelor, nu se poate face nici cu dragoste și nici cu ură. O analiză științifică trebuie făcută absolut, cum spuneam, imparțial, iar analistul să judece, deci să fie judecător și să asculte amândouă părțile și să vadă care este partea de vină a fiecărei părți. Și atenție, mare, eu o spun ca, eu mă consider un patriot român, dar o spun cu tărie. Diplomația românească și anumite guverne din anumite perioade istorice ale României au comis grave greșeli în raporturile cu Rusia, cu Uniunea Sovietică și cu Federația Rusă. Și aceste lucruri se contabilizează. Undeva la Kremlin este un contor care se învârte și contorizează totul. Dacă ne uităm așa atent cum am propus eu, imparțial, va ieși la lumină tot ceea ce a greșit clasa politică românească în raporturile cu Rusia. Și clasa politică românească, spun, și de la noi și din Republica Moldova. Adevărul în istorie și în general în viață nu se lășuiește doar într-o singură parte. Adevărul nu e numai de o parte și de partea cealaltă eroare. Așezând erorile și lipsurile diplomației românești alături de cauzele externe, respectiv de imperialismul țarist și imperialismul sovietic, pe care nu le contestă niciun cercetător serios, de duplicitatea aliaților occidentale ai României, că asta e o altă discuție, dar care vine în directă legătură cu noi și care a influențat poziția României față de Rusia, vom avea o imagine mult mai clară.
Vedeți dumneavoastră, pe parcursul istoriei noastre, toate proiectele românești de rezolvare a diferendelor cu Rusia țaristă, cu Uniunea Sovietică, cu Federația Rusă, au fost făcute de pe poziții antirusești. Ori rezolvarea diferendelor nu se poate face și nu are nicio șansă să aibă succes prin proiecte concepute împotriva Rusiei. România nu poate gestiona ostilitatea Rusiei, să fie foarte clar. Cu Rusia se poate discuta și se poate avea succes numai prin cooperare, nu prin adversitate. România nu poate gestiona ostilitatea Rusiei. Iar în momentul în care Rusia acționează, atunci, pe parcursul istoriei, au văzut politicienii români cât de departe sunt partenerii occidentali. Aduceți-vă aminte în 1940, când s-a prăbușit România Mare, garanțiile engleze și franceze s-au năruit ca un castel de nisip. Ne deduseră garanții totale de securitate. Și au fugit ca puternicile și Anglia și Franța. Și am dat doar un exemplu. Cu 2-3 ani în urmă, când a venit la noi la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu reputatul analist George Friedman, marele președinte al Institutului Stratford, care face analize pentru Guvernul Statelor Unite, pentru serviciile secrete, pentru Pentagon, a stat aproape jumătate de zi cu noi și în sală erau persoane foarte importante din serviciile noastre, din toate serviciile noastre, politicieni importanți, etc. și niște diplomați străini. George Friedman ne-a spus foarte clar: domne, pregătiți-vă militar, diplomatic, psihologic, din orice punct de vedere vreți, pentru că să fiți convinși că niciun soldat american nu va muri ca să vă apere pe voi. Deci, vedeți dumneavoastră, cu adversitatea nu merge înainte cu o supraputere mondială când tu ești în situația dramatică în care este România de astăzi. Vreau să vă spun un lucru. În după ce am pierdut Basarabia, clasa politică românească nu a reacționat imediat. Noi am pierdut-o la 1812. A urmat o perioadă de frământări, a urmat evenimentele din 1821 cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu, apoi a urmat războiul ruso-turc din 1827-1829. Țările române au fost ocupate de armata rusă. Conducerea Moldovei și a țării românești a fost preluată de generalul Pavel Kiselev. S-au introdus regulamentele organice. Sub conducere rusească și ocupație militară, nimeni nu a ridicat problema Basarabiei. Apoi a venit Revoluția de la 1848 cu programul pașoptist românesc, în care unirea era primul obiectiv,
unirea Moldovei cu țara românească, independența națională al doilea obiectiv, iar crearea României mari era ultimul obiectiv. Pentru a nu ostiliza Rusia, care era un pericol pentru mișcarea revoluționară de la noi, pașoptiștii nu au încorporat în programul lor problematica Basarabiei. Apoi a venit, s-a făcut unirea principatelor române, un mare pas înainte, a venit Cuza. Cuza a avut ca prim obiectiv al lui recunoașterea unirii de către cele mari puteri, cele mai mari puteri ale Europei, inclusiv Rusia. Ca să fie el recunoscut ca și domn și prin recunoașterea lui ca și domn al principatelor, să se recunoască această unire pe plan internațional era o problemă foarte importantă, istorică. El, Cuza, n-a ridicat problema Basarabiei. La 1866 a venit domnitorul Carol, viitorul rege Carol I. 15 ani a domnit ca și domnitor. Apoi s-a încoronat în 1881. Apoi, în 1883, Carol a semnat alianța militară cu Germania și Austro-Ungaria. S-a simțit atunci foarte puternic, fiind aliatul Germaniei și Austro-Ungariei și văr primar cu amândoi împărații acestor două mari puteri pe vremea aceea. Era văr primar și cu Kaiserul Germaniei și cu împăratul Franz Josef. El a propus un proiect secret de recuperare a Basarabiei de la țar. A creat o comisie care să acționeze în secret în Basarabia și să creeze un cadru propice, respectiv să inducă și să răspândească în rândul basarabenilor ideea necesității revenirii la țara mamă, la Moldova, care acum era unită cu Valahia. Pentru asta l-a și împuternicit pe un mare patriot român și mare om, rector al Universității din Iași, Constantin Stere, să fie șeful acestui proiect secret. Problema a demarat, dar avea să se curme brusc în anul 1892. Pentru că în 1892, prințul moștenitor al României, Ferdinand, s-a căsătorit cu principesa Maria, care era jumătate rusoaică. Mama ei, Maria Alexandrovna, era mare ducesa a Rusiei, fusese mare ducesa a Rusiei, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea. Iar cealaltă jumătate era englezoaică. Iar ea, Maria, era verișoară primară cu țarul Rusiei. Și din acest moment, ca să nu ofenseze sentimentele prințesei moștenitoare a tronului și familiei regale, acțiunile revendicative privitoare la Basarabia au încetat. Și acțiunile colectivului coordonat de Constantin Stere în Basarabia s-au oprit.
Mai mult decât atât, este cunoscut un fapt că la nivelul anului 1914, înainte de a începe primul război mondial, a existat un proiect al Casei Regale a României ca să-l căsătorească pe prințul Carol, viitorul rege Carol al II-lea, cu Marea Ducesă a Rusiei Anastasia Romanova, fiica țarului Nicolae al II-lea. Ca urmare, luptătorii pentru recuperarea Basarabiei au făcut încă un pas înapoi, întrucât Casa Regală avea o autoritate absolut deplină. Deci până la căderea țarismului din Rusia, clasa politică românească nu a acționat pentru recuperarea Basarabiei datorită legăturilor Casei Regale a României cu Casa de Romanov. În 1917 a venit lovitura bolșevică de stat. Iudeo-bolșevici au preluat conducerea Rusiei. Rusia a devenit sovietică. Din acest moment, și atrag atenție, rușii au pierdut total controlul asupra propriei țări. Din acest moment, toată conducerea Rusiei sovietice a devenit cazară evreiască. În prima etapă n-a fost niciun etnic rus în conducere. Niciunul. Lenin, Trotski, Zinoviev, Buharin, toți erau evrei. Și pe lângă evrei, alți minoritari, ca Stalin, care era din Georgia. Sau Dzerzhinski, care era din Polonia. Deci, din start, trebuie să știm un lucru. Sovieticii nu erau ruși, dar în conștiința publică românească noi identificam pe acești cazaro-evrei antiruși cu rușii. Elitele rusești au fost băgate în gulag în Siberia. Milioane de elite rusești au ajuns în gulagul iudeo-bolșevic și noi credeam, noi la nivelul mai de jos al opiniei publice, că relele alea le fac rușii. Ori rușii erau victimele regimului sovietic antirusesc ca și antiromânesc, pentru că românii din Basarabia sufereau cumplit în perioada aceasta. De la Chișinău la Vladivostok e plin de cimitire de români basarabeni. Și nu numai basarabeni, pentru că ulterior au venit evenimente care au trimis la moarte și alți români. Dar problema următoare. Guvernul regal român a comis o serie de erori foarte mari. Foarte mari. Noi recunoaștem toate meritele regalității noastre, pentru că Ferdinand și Maria, care a devenit din jumate rusoică, jumate englezoică, poate cel mai mare patriot român care l-am avut noi în perioada aceea, a fost o femeie care a iubit România nebunește și a făcut toate sacrificiile posibile pentru țara ei. Dar a făcut și greșeli mari. Pentru că iudeo-bolșevicii i-au omorât ei toată familia din partea mamei. Toată familia țaristă a fost omorâtă. Acest lucru
a produs o ruptură atât de adâncă în sufletul reginei Maria, încât ea nu accepta niciun fel de colaborare cu sovietici. Ori noi aveam în Uniunea Sovietică niște interese uriașe. Basarabia pe de-o parte, tezaurul nostru național pe de altă parte, arhivele secrete ale statului român erau la Moscova, trimise de ai noștri ca să le salveze din calea germanilor și austro-ungarilor și bulgarilor și turcilor care ne atacaseră tot și era nenorocire ce era pe teritoriul nostru în acel prim război mondial. Și noi aveam nevoie să stăm de vorbă, să discutăm. Pentru că venind la putere sovieticii, Rusia nu s-a mutat de lângă noi. Rusia a rămas tot gard în gard cu noi. Mai mult decât atât, când erau deportați în Siberia, Lenin și cu marele patriot român basarabian Panhalipa, Lenin i-a spus lui Panhalipa: măi, Basarabia nu e a țarului, nu e a Rusiei, e a voastră, a românilor. Să luptați, să vă eliberați de sub stăpânirea țaristă. Să luptați pentru autonomie, să vă rupeți de Imperiul Țarist. În acest sens i-a trimis și o scrisoare Lenin lui Panhalipa. Când s-a făcut, când au luat sovieticii puterea, s-a făcut Sovietul la Chișinău, Panhalipa a făcut parte din primul soviet din Basarabia. El era patriot naționalist, dar a intrat în soviet știind că Lenin nu numai că îl cunoaște, dar a afirmat și a susținut această poziție față de Basarabia. Mai mult decât atât, Marx și Engels, în operele lor, au afirmat că Basarabia e un teritoriu românesc care a fost furat de țarul Rusiei. În 1964, abia s-a aflat în România acest adevăr, pentru că Gheorghiu Dej și-a asumat curajul de a traduce în limba română operele complete al lui Marx și al lui Engels, inclusiv cu aceste afirmații privitoare la Basarabia, ceea ce l-au supărat cumplit pe Brejnev. Cumplit. El a făcut-o în condițiile în care în acel an 1964 conducerea Chinei a declarat, într-o declarație publică a lui Mao Zedong, el a spus că Basarabia e românească și a fost furată de Rusia țaristă. Ei, vedeți dumneavoastră, pornind de la aceste lucruri, sovieticii ajungând la conducerea Rusiei, era un punct de legătură de la care se putea pleca un dialog diplomatic, pe care guvernul regal român l-a refuzat. Mai mult decât atât, Rusia fiind încolțită extraordinar, că au fost 4 ani de război civil, sovieticii, nu rușii, că rușii erau vai de capul lor, în gulag. Elitele lor erau în gulag. Sovieticii și ceilalți minoritari care conduceau majoritatea rusă.
erau încolțiți. Era război civil în care naționaliștii ruși încercau să îi înfrângă pe iudeo-bolșevici și în același timp o intervenție militară a marilor puteri ale lumii împotriva statului sovietic. Au atacat atunci Rusia sovietică, Statele Unite, Japonia, Franța, Marea Britanie și Polonia. A fost invitată și România să participe la acest atac împotriva Rusiei sovietice, dar Brătianu cu regina, cu Barbu Știrbei, care era principalul consultant al reginei Maria, s-au gândit că e prea riscant și n-au făcut acest pas. Bine au făcut, pentru că, după cum se știe, sovieticii au câștigat bătălia și în războiul civil și au alungat și armatele străine care i-au invadat din mai multe părți ale acestui colos. Britanicii au debarcat la Murmansk, tot britanicii au atacat și din sud, dinspre Iran. Armatele americane și japoneze au debarcat la Vladivostok și au înaintat prin Siberia până s-au terminat toate drumurile, tot, nu mai puteau înainta, că nu mai era nimic, iar armata rusă, sovietică, se retrăgea înspre centru, ea trăgea cât mai în adâncul acestui colos. Dacă vă amintiți, Mussolini spunea că Uniunea Sovietică are trei mari generali. Generalul Ger Cumplit, generalul Noroi și generalul Distanță. Și până la urmă războiul s-a terminat. În perioada aceea, și există dovezile, eu am publicat niște lucrări și în România și la Chișinău. Gheorghe Cicerin, comisarul sovietic pentru afaceri externe, în mod repetat a invitat România la dialog pentru a stabili niște relații, pentru a încheia un tratat, pentru, a spus explicit, ca să discutăm problema tezaurului și problema Basarabiei. Iar ai noștri nu vreau să stea de vorbă. În diplomație, cea mai mare greșeală e să nu stai de vorbă sau să nu răspunzi la mesajele scrise. Când nu răspunzi la mesajul scris, e ca în jurătura de mamă. Vreau să vă spun că Lenin personal a oferit României, i-a întins mâna, pentru că era fric atunci și era disperat, că l-atacau toți. Și în acel moment de slăbiciune al sovieticilor, România nu a răspuns. Și din această cauză, nu s-a putut ajunge la nicio înțelegere. România a refuzat să recunoască Rusia sovietică. A avut o atitudine ostilă. Iar în 1933, când Uniunea Sovietică a fost recunoscută de Statele Unite și Statele Unite au stabilit relații diplomatice cu Uniunea Sovietică, noi ne-am trezit dintr-o dată fraierii Occidentului. Până atunci Occidentul ne îndemnase să nu stăm de vorbă cu bolșevicii, dacă putem să ne luptăm cu ei
Și dintr-o dată, cea mai mare putere din Occident încheia relații diplomatice și schimburi cu Soviet, pentru că evreimea din Statele Unite cu evreimea de la Kremlin erau frați de sânge. Regimul iudeo-american era creatorul regimului iudeo-bolșevic. Banii dați de mari bancheri evrei, care sunt și astăzi mari stăpâni lumii occidentale, au adus succesul iudeo-bolșevismului. Profesor, și România, da. Pentru că suntem în contextul a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. În acest moment, există vreo slăbiciune a Rusiei, vreo nevoie a ei care se transforme într-o oportunitate pentru interesele noastre? Adică ei au un interes real, nu mă refer la sentimente sau la nevoia de a fi prieteni. Există interese rusești vis-a-vis de România, interese prin care noi să ne putem negocia o anumită situație? Adică este ceva similar cu ce s-a întâmplat atunci, după război, când Rusia era, când Uniunea Sovietică era atacată din toate părțile? Ceea ce spuneți dumneavoastră ar fi, să zicem, o șansă pentru situația în care România ar fi un stat suveran și ar putea lua decizii singure, dar România nu este. Să facem ipoteză de lucru din asta. Da, ca ipoteză de lucru, vreau să vă spun un lucru. Rusia nu are astăzi niciun fel de vulnerabilități. Actualul război din Ucraina este un catalizator de energie pentru Rusia. Rusia acum își rezolvă problemele interne care s-au degradat în perioada conducerilor lui Gorbaciov și Boris Yeltsin. Acum abia se rezolvă problemele interne. Dar atunci în ce termeni am putea noi să... Problema e următoarea. Desigur că mișcarea suveranistă din România, care este extrem de importantă, pentru că România nu va renaște niciodată decât sub o conducere suveranistă. România n-a progresat niciodată în istorie decât cu suveraniștii la putere. Nu există niciun domnitor care mare al României care n-a fost naționalist. Toți au fost naționaliști. Toți mari oameni de stat în timpul cărora România a făcut progres au fost naționaliști. Și Ionel Brătianu a fost naționalist, și Antonescu, și Ceaușescu, și deja a fost naționalist. Și deja a fost, dar n-a fost de la început, că el era foarte viclean. El a stat 12 ani în pușcărie și a dobândit viclenia aia a pușcăriașului, care trebuie să supraviețuiască cu orice preț. Și el a știut cum să facă jocul internaționalismului proletar până ce s-a consolidat și a făcut o echipă de naționaliști în jurul lui și a promovat apoi interesele României și a reușit. Pentru că a lucrat cu prețul vieții, da, a fost pedepsit cu moartea, ca și Ceaușescu. Naționaliștii noștri, din păcate, au sfârșit dramatic și uneori chiar năpraznic. Dar acum, cum să spun eu? Vedeți dumneavoastră, nu fac un secret din faptul că aud și eu și am multe informații din diverse părți. Fiindcă Rusia e o țară naționalist-ortodoxă, adversara globalismului internațional care ne-a erodat nouă țara și ne-a distrus-o și ne-a dus-o în halul în care este astăzi, mulți își pun speranța în Rusia, în gândul și în sufletul lor. Dar problema care se pune este dacă Federația Rusă mai este interesată de noi acum. E o întrebare foarte importantă. Toată lumea ar spune da, și dumneavoastră aveți dreptate. Ei vor gurile Dunării, vor influența care au avut-o înainte. Dar lucrurile au evoluat. Vedeți dumneavoastră, Occidentul i-a înșelat pe ruși.
Occidentul n-a respectat înțelegerile privind extinderea NATO. Atât președintele Statelor Unite Ronald Reagan, cât și urmașul său George Bush Senior, cât și secretarul general al NATO de atunci, din perioada tratatului verbal din Malta, Manfred Werner, toți au promis că NATO nu va face niciun pas la est de fluviul Oder. În momentul în care ei au tot venit, au pus cortina de fier Occidentul pe roți și au început să o împingă către fruntarile Rusiei, în acel moment, după multe proteste și încercări pe cale diplomatică să oprească extinderea NATO, printre altele, în România, în 2003, președintele Vladimir Putin a solicitat României să nu intre în NATO. Și România i-a răspuns că din motive de securitate trebuie să intre în NATO. Și președintele Putin a spus așa: pentru securitatea dumneavoastră, vă dăm sisteme SS-300. Nu 400, că 400 sunt foarte moderne și nu se dau la oricine. Vă dăm sisteme SS-300 cu care deveniți invulnerabili față de vecinii cu care aveți probleme. Ungaria, Bulgaria, cu toți. Noi am avut în istorie cu toți vecinii probleme. Ucraina. Vă dăm sisteme SS-300, vă dăm tezaurul înapoi și am mai spus un lucru foarte mare atunci. Ucraina se va dezmembra. În momentul dezmembrării Ucrainei, vă promit că vă dau înapoi teritoriile românești. Era prima dată când Putin vorbea despre teritoriile românești din Ucraina. A doua oară a vorbit, după ce a început războiul în 2022, când a spus că Ucraina deține teritorii care au aparținut României, Poloniei, Ungariei. Deci a fost pentru a doua oară când a recunoscut că acele teritorii sunt ale noastre. Ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Sovieticii, repet, care nu erau ruși, nu au recunoscut niciodată acest lucru. Niciodată. Nu s-a făcut nimic pentru că România a mers pe linia ei și s-a îngropat singură. Dar acum, eu de ce spun sunt sceptic că i-ar mai interesa? Ei cum au reacționat? După ce NATO a devenit tot mai agresiv, s-a apropiat tot mai mult de fruntariile Rusiei și a înmulțit bazele militare în fosta sferă de influență a Kremlinului, Rusia s-a împăcat cu China, cu care a avut diferende istorice. Nu numai atât, a cedat niște teritorii în favoarea Chinei. Chinezii au fost deosebit de mulțumiți, au spus că nu mai au absolut nicio nemulțumire. Au încheiat împreună tratatul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care este un tratat politico-militar foarte puternic. Dumneavoastră știți, dar spunem și eventualilor telespectatori care nu știu, că Armata Federației Ruse cu Armata Chineză, cu cele din Kirghizistan, Tajikistan, Kazahstan fac aplicații anuale. Când în China, când în Federația Rusă, când în alte părți. Deci a apărut o organizație politico-militară foarte puternică. După care a apărut și o organizație economică a statelor asiatice, inițiată tot de acești doi, dar nu singuri, nu numai China cu Rusia, ci împreună cu aliați foarte importanți, India. Federația Rusă a mediat relațiile Indiei cu China, ceea ce e ceva istoric. Ăștia au mii de ani de conflicte între ei. Și acum sunt aliați.
sunt aliați în aceeași organizație. S-o termina cu diferendele. Și cu Africa de Sud, după cum se știe, și cu Brazilia, care au fost membrii fondatori ai BRICS-ului și acum, în 24 august anul curent, au mai intrat 6 țări, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Au fost primite acum, dar mai sunt multe de făcut până la 1 ianuarie, că intrând în BRICS, aceste 6 țări beneficiază de o serie de facilități foarte importante în domeniul transporturilor, mai ales în operațiuni portoare, de descărcări gratuite, de eliminări de taxe și multe altele. Vin din urmă și cea din Africa. Vin, da, păi, dar și acum, deja pe lângă Africa de Sud, care e fondatoare, pe lângă. O intra și Egiptul cu Etiopia. Nigerul, acolo iarăși. Sunt probleme, este o reacție. Africa e a Chinei și a Rusiei integral, Africa integral. Dar ce au făcut acești chinezi și ruși împreună? Au zis, băi, Occidentul vine către noi. Noi putem opri. Că ei au făcut revoluțiile portocalii, au falsificat alegerile și au pus președinții lor prin țările astea. Dar ne ducem și noi peste ei acolo. Și s-au dus. S-au dus adânc. Gândiți-vă la situația de astăzi. Brazilia, cea mai bogată țară cu 200 și nu știu câte de milioane de locuitori, atât de dinamică demografică, recunosc că nu m-am mai uitat să văd ce populație are astăzi. Oricum peste 200 de milioane și are bogății mai mari decât toată Europa la un loc. Resurse naturale vorbesc. Brazilia e membru fondator al BRICS. Nicaragua e condusă de președintele Daniel Ortega, președinte pus acolo de KGB în anul 1985. În 2021 a mai câștigat un mandat de 5 ani. Acum are 75 de ani. Dar e sănătos, e ok, a fost luptător în tinerețe, luptător din astea de forțe speciale. Venezuela e o țară foarte bogată, face mult comerț cu Statele Unite. Majoritatea petrolului îl vinde în SUA la companiile americane. Dar politica țării anti-americană pe față. Atât fostul președinte Hugo Chavez, cât și actualul anti-american din ăștia răiți, cu jigniri la adresa conducerii Statelor Unite. Vreau să vă spun că au loc în Caracas. Am avut un coleg la universitate care a fost ambasador 2 mandate acolo la Caracas și vreau să vă spun că au loc manifestări publice cu zeci și sute de mii de oameni în care se dă foc la drapelul Statelor Unite în prezența președintelui țării. Acum câțiva ani au încercat CIA-ul să dea o lovitură de stat. Atunci președintele Putin a spus cu fermitate, era președinte Donald Trump, a spus cu fermitate că nu va permite ca regimul de la Caracas să fie înlocuit printr-o lovitură de stat. A trimis consilieri militari la Caracas, lovitura de stat a fost contramandată, urma să fie dată tot în spatele unei revolte populare după modelul de la București din 22 decembrie. Au fost capturați 15 agenți CIA, președintele venezuelian a vrut să-i spânzure în piața publică în fața sute de mii de oameni. Președintele Putin i-a dat ordin să nu se atingă de niciunul din ei, să-i suie într-un avion și să-i trimite la Washington. Dar s-a terminat cu lovitură de stat, cu schimbarea regimului, cu tot. Domnule profesor, acum, în 24 august, a fost primită și Argentina. Argentina, care dinainte declarase
că ar dori să fie țara prin care Rusia să intre și să preia influența în America de Sud. Iar președintele Braziliei de atunci, Bolsonaro, a spus că, domne, că noi suntem principalii aliați ai Rusiei, că noi suntem membrii fondatori a BRICS, voi sunteți acum cu cerere de aderare. Acum a aderat și Argentina. Mexicul a avut cerere, dar a fost amânată, n-a fost respins. Îi supărați mexicanii pe Rusia, pe China, pe ăștia că nu i-au primit. Dom'le, stați un pic, facem o agendă, vă spunem ce condiții mai trebuie să îndepliniți și dacă... Acum, asta, primirea Mexicului va depinde foarte mult de rezultatele alegerilor din Statele Unite. Pentru că dacă vor reveni republicanii la putere, eu cred că republicanii vor face demersuri la Kremlin ca Mexicul să nu fie, pentru că e chiar gard în gard cu Statele Unite, e vecinul cu care au o frontieră extrem de lungă. Așa cred eu, asta e o părere personală, nu informație. Deveni monedă de schimb Mexicul, probabil și din cauza asta. În condițiile în care, prin tratatele de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, toată emisfera americană era sferă de influență a Statelor Unite, că așa s-au înțeles mai mari lumii. Și acum, dintr-o dată, Statele Unite văd că pierd cele mai importante țări din sfera lor de influență. Păi eu cred că americanii se zgârie pe ochi. Și dacă se va discuta la nivelul... Să știți că în America ce vorbesc eu acum nu se discută la nivelul opiniei publice. Dacă se va discuta, dar va deveni acesta un subiect de discuție, americanii vor spune: am fost tâmpiții tâmpiților, am luat Estul Europei, care, exceptând teritoriile fostei Uniuni Sovietice, este Europei care, cu excepția României, n-au resurse, n-au energie, n-au nimic, și pierdem bogățiile uriașe ale țărilor din emisfera americană și pierdem vecinătatea noastră. Ei își pierd vecinătatea lor pentru ce? Și din această cauză este... Desigur, noi nu știm cum vor evolua discuțiile. Știm precis că la sfârșitul acestui război se vor așeza la masă marile puteri. Cele patru mari. Fără Franța, Franța ar fi a cincea, dar pe Franța nu o să-i primească la masă, pentru că Franța nici n-au fost semnatari în 45. N-au semnat nici la Potsdam, n-au semnat nici la Ialta și nici la Teheran și nici la San Francisco, unde s-a făcut ONU și Consiliul de Securitate. Ca urmare, Franța nu va fi în ecuație. România va fi monedă de schimb sau este în vreun fel monedă de schimb? Eu vreau să vă spun că dacă ar fi monedă de schimb România, ar fi o șansă pentru România. Hai să vorbim direct, că se pot supăra, știu eu cine se vor supăra, dar ăsta adevărat... Să supere. Hai să încercăm să identificăm adevărat. Ăsta este, păi eu îi cunosc pe cei care se supără. Ăsta e adevărul, ar fi o șansă, dar eu nu știu dacă Rusia ar accepta un asemenea schimb. Să ia înapoi... Legătură diplomatică... Statele astea în care Occidentul a ostilizat opinia publică împotriva lor și să renunțe la relația cu statele din fosta sferă americană de influență, care sunt pro-ruse și pro-chineze total. Nu cred eu, dar poate mă înșel, dar m-aș bucura să mă înșel. Nu cred eu că Rusia renunță la relația cu Brazilia, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Mexic, pentru România și Polonia și Bulgaria. Evident că nu, dar noi în momentul de moneda de schimb a Estului Europei e una care defavorizează Rusia. Dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Pentru că oricum discuțiile, e cert asta,
E cer pentru că noi cunoaștem practica din relațiile practica anterioară din relațiile internaționale. Când se așează la masă și încep discuțiile, încep de la precedentele înțelegeri. Ori tratatele de la Yalta, Potsdam, San Francisco, Teheran, n-au fost denunțate de nimeni. Statele Unite, Marea Britanie nu le-au denunțat. De ce? Pentru că prin aceste tratate ele obțin niște drepturi importante la care nu vor să renunțe. Ei ar vrea ca Rusia să piardă din drepturile pe care le are, dar ei să nu renunțe. De aici pleacă discuția. Revenim la poziția României. Exact. Care trebuie România, domnul Manega, România nu are poziție. România nu are nicio poziție. România are niște slugoi, niște slugoi în frunte. Vă amendează cineva dacă folosesc cuvinte neacademice sau așa? Să încercăm să le evităm. Haideți să le evităm. Haideți să le evităm. Au niște sluguțe foarte drăguțe care execută ordinele care se transmit de afară, de la Washington, de la Bruxelles, de la Berlin, de la Paris. De acolo vin. De acolo vin ordinele. România are un președinte cu niște dosare penale grele care poți să-l bagi în pușcărie în orice moment numai să se dea ordine. Consătanul dumneavoastră din studiu. Ai pornit de acolo, da. Nu mă simt onorat. Așa. Numai să se dea ordin de la ori de la primul ajunct, ori din altă parte, dacă ar fi și ăla liber, dar vedeți că și șefii serviciilor noastre sunt subordonați afară. Serviciile noastre sunt, am mai spus-o de mai multe ori, sunt umile sucursale ale serviciilor secrete străine, în primul rând a Mossadului și în al doilea rând a celorlalte două din Statele Unite. Deci, problema cu moneda de schimb e foarte discutabilă. Lucrurile sunt foarte complicate și complexe. Deci nu mai avem nici a fost moneda de schimb. Dacă Rusia ne-a regretat că a pierdut sfera de influență de aici, acum eu mă îndoiesc că ne mai regretă. Pentru că Rusia și-a câștigat niște aliați formidabil în restul lumii. Ca poziție geopolitică, mai prezentăm vreun interes? Nu din alte... Zic că da, ca poziție geopolitică, asta nu ai cum să ți-o da, suntem o poziție bună, dar vedeți dumneavoastră, nu-i valorificată niciun fel în folosul poporului român acest. În orice caz, în acest moment, Rusia au ambasadă la noi, deci nu-i interzis. Au ambasadă... Au ambasadă, s-au redus efectivele mult. Da, au, sigur. Și au și un ambasador care e diplomat profesionist, nu-i politruc, nu-i... Știu. Omul se pricepe, e chiar bun, diplomat adevărat. Am avut o discuție cu el pe teme istorice. Eu nu am avut, n-am fost niciodată pe acolo, dar e bun om. Haideți să încercăm să încheiem. Acum vedeți încă o chestiune. Rusia poate negocia multe cu Statele Unite. Șeful statului major general al Federației Ruse, generalul Gerasimov, el poartă discuțiile. Nu le poartă Putin, nu le poartă altcineva. Discută săptămânal cu șeful Pentagonului. Nu cu secretarul apărării, cu șeful Pentagonului, cu general. Vorbesc militar cu militar, nu militar cu politician. Și atunci de ce nu pun capăt acestei tensiuni? Nicio discuție nu e mai scurtă de 3 ore. Atenție!
Păi războiul ăsta e o vizie. Mie, nu, eu personal nu cred că se vor depăși niște linii roșii. Rușii vor ține războiul ăsta până își vor face ordine în țară. Dar știți, el este util, are, au multe de făcut, domn. Toate racile din Occident au ajuns și în Rusia, domn. Drogurile, traficul de copii, traficul de fetițe, prostituția instituționalizată, traficul de organe umane, traficul transfrontalier, de arme, de toate. Și acum le fac. Frontierele lor au fost ciur, ca și frontierele României. Acum își securizează frontierele și fac tot. Se deglobalizează. Apoi, vedeți dumneavoastră, în perioada asta cooperării oligarho-rusești cu Occidentul, oligarhii evrei fiind curelele de transmisie care țineau Rusia la așa, acum ei au fost eliminați total din joc. În perioada aceea, companiile rusești și cele de stat, nu numai cele private, își cumpărau tehnologiile din Occident. Era simplu. Să curgă petrol pe conductă, să curgă gaz pe conductă, vin banii. Tehnologii foarte bune, calitativ are Occidentul, și destul de ieftine. Și atunci nu-și mai făceau nimic. Și economia Federației Ruse a ajuns la cheremul companiilor occidentale. Pe asta e o problemă de securitate națională gravă. Inclusiv în industria de armament s-a întâmplat treaba asta. Ei, după ce a început războiul, încă de anul trecut, dacă vă aduceți aminte, în luna mai a fost un summit economic al țărilor asiatice, președintele Putin a spus un lucru foarte important și apoi a legiferat. Companiile Federației Ruse sunt obligate să-și producă singure aceste tehnologii care le cumpărau din Occident. Și atunci Putin, în discursul lui de o oră și 40 de minute, a spus un lucru. Să nu vă închipuiți dumneavoastră că guvernul Federației Ruse nu are informația tehnologică, că îi lipsește. Nu îi lipsește nimic. Informația tehnologică o a avut grijă să o procure. Această informație tehnologică se pune pe masa companiilor și sunt obligate prin acte normative să și le producă ei. Cu institutele lor de cercetare, tot în Rusia, cercetarea științifică e la nivel foarte înalt. Și ca urmare ei mai au niște lucruri să facă în interior. Este adurează. Cel mai bine le fac în timp de stare de război. Stare de necesitate sau stare de război, cam atât. Ca și la noi în decembrie 89. Și-au reglementat problema recrutării în serviciu militar obligatoriu. Pentru că înainte de războiul din Ucraina, Rusia nu mai recruta decât aproximativ 30% din efectivele leaturilor. Păi Rusia sfârșea din lipsă de armată. Tinerii ruși, sub influență occidentală, sub această trândăvie care care o induce politica occidentală, globalistă, o mizerie din punct de vedere educativ și moral și așa, nu mai vreau să facă serviciu militar obligator. Se eschivau scutiri medicale, plecau în străinătate, etc. S-a dat lege, anul trecut, confiscarea extinsă a averii, le ia banii la părinți, la frați, la toți, aruncă stradă, le ia nu numai banii din conturi, le ia locuințele, casele, tot. Acum au rată de încorporare de peste 90%. Gândiți-vă că sunt 3 incorporări pe an. La fiecare din aceste 3 incorporări se incorporează noi sute de mii de tineri. Da, cred că nici o țară de pe pământ nu merită. Armata rusă crește și nu merită, iar în război sunt antrenați în condiții de război. Și
sunt perfecționați. Armata rusă nu era, nu mai a avut război de 40 de ani. Era praf la pregătire. Și ofițerimea. Ofițerimea era formată în sala de curs, la tablă cu cretă care colorai pe... Nu știu ce mai rău. Lada de nisip. Domnule profesor, aș vrea să mai întreb ceva înainte, ca să ne întoarcem puțin la poziția României. În momentul de față, deși rușii au ambasada aici, singura relație diplomatică pe care cineva din mediul politic o mai are cu rușii e Diana Iovanovici-Șoșoacă. Această singură relație poate constitui vreo, hai să zicem, vreo atenuare a dezastrului nostru în situația în care NATO pierde războiul? Și de fapt întrebarea cu caracter general este întrebarea lui Lenin. Ce e de făcut? Ce ar trebui să facem în această situație? Și la ce nivel? La nivel politic nu se poate, că nu se poate. Ceea ce ar trebui noi să facem, în opinia mea, ar fi, dacă reușim, cu conducerea actuală nu facem absolut nimic. Cu Iohannis, cu Ciolacu, cu Ciucă, cu tot persoane de nivelul ăsta care au coborât mult în subsol, nu avem ce să facem. În primul rând să dobândim un anume grad de suveranitate de la care să putem să ne luăm niște decizii care ne privesc pe noi înșiși. Asta e problema noastră. Asta ar trebui discutat la nivelul serviciilor secrete înainte, că politicienii nu sunt decât interfața serviciilor. Spuneam de legile acelea de la început. Aurul e în aceeași situație, a votat cot la cot cu prietenii sau adversarii lor din PNL, PSD, UDMR, au votat același lucru. Nu mai avem, deci minele nu mai există în România. S-a votat închiderea lor. Deci, practic, în spectrul politic, la nivel de parlament, nu mai avem nicio perspectivă. Deci se poate face ceva numai de jos în sus. De jos în sus, îmi fie cu iertare, atâta timp cât nu există democrație, cât alegerile sunt falsificate în mod grosolan, cât timp guvernanții puși de străini au pe listele electorale câteva milioane de poziții fictive, nicio emoție publică nu le poate surmonta pe acele milioane de poziții fictive. Dar ce ziceți dacă ies un milion de oameni în stradă? Nu ies, pentru că nu are cine să-i mobilizeze. Dar să zicem că ar ieși. Asta nu ar fi la nivel mental, psihologic. Dezamăgesc din nou, îmi pare rău, domnul Manegă. Haideți, domn profesor, haideți să încheiem și vom continua. Domn profesor, serviciile secrete au mijloace de prevenire a izbucnirii unei revolte populare. Mijloacele alea pe care securitatea a refuzat să le pună în aplicare în decembrie 89, ei le pun acum și opresc. Când au fost în ianuarie, februarie 2017, mișcările alea mari cu sute de mii de oameni, alea le-au făcut Florian Coldea. El cu multinaționalele i-a scos pe ea în stradă. Nu a ieșit poporul de capul lui. A fost o mișcare organizată, cu provocatori, cu agenți, cu tot. Dar dacă iese? Dacă iese... Eu am zis dacă, vă rog frumos, domnule, spuneți cu ce. Apropo de dacă, știu că ai o poezie foarte dragă ție, care se numește Dacă, și aș vrea să și încheiem așa, dacă sunteți de acord amândoi. Eu sunt de acord. Dar totuși, mulțumindu-i domnului. Dacă am vorbit prea mult, cer scuze de la domnul Mateu, să ne spune lucruri interesante. Dar tot nu mi-ați răspuns la întrebarea. Ce s-ar întâmpla dacă acești oameni are și un milion, să zicem, din toată? Dacă este un milion de oameni în stradă, nu se întâmplă nimic. Nu contează deloc un milion de oameni. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, nu? Eventual dau foc la niște clădiri. Da.
Și dacă nu dau ei foc, vor da niște provocatori foc și vor da vina pe ca forțele de represiune să aibă motiv să-i lovească. Absolut. Dacă ei sunt care provoacă motivația pentru a fi reprimat. Și atunci de ce ne răcim gura, domn profesor? Poftiți? Nu ne răcim. A deschide... Nu ne răcim gura. Nu ne răcim gura. Vom continua, domnule profesor, da? Mai tema este aproape inepuizabilă. Nu vă spun opinia mea pentru că nu e departe de cea pe care ați descris-o aici. Miron, te rog. Da. Îi spunem mulțumim, cu dacă a lui Rudyard Kipling. Dacă îți rămâne mintea când cei din jur și-o pierd și fiindcă o ai, te apasă cu vorbe care dor, dacă mai crezi în tine când alții nu mai cred și ierți și nu te superi de îndoiala lor, dacă de așteptare nu ostenești nici când, nici de minciuna goală nu-ți clating gândul drept, dacă izbit cu ură nu te răzbuni urând și totuși nu-ți pui mască de sfânt sau de înțelept, dacă visezi, dar visul stăpân de nu ți-l faci, sau gândul, deși judeci, nu ți este unic cel, dacă înfruntând triumful sau prăbușirea, taci și poți, prin amândouă trecând, să fii la fel, dacă înduri să afli cinstitul tău cuvânt răstălmăcit, naivii să-i ducă în ispită, sau truda vieții tale înspulberată în vânt, de poate iar s-o înalțe unealta-ți prea tocită, dacă poți strânge toate câștigurile tale ca să le joci pe o carte și să le pierzi așa și iarăși de la capăt să începi aceeași cale fără să spui o vorbă de neizbânda ta, dacă poți gândul, nervii și inima să pui să te slujească încă peste puterea lor, deși în trupul firav o altă forță nu-i, afară de voința ce le impune spor. Dacă te vrea mulțimea, deși n-ai lingușit, și lângă rege umbli ca lângă un oarecare, dacă de răi sau prieteni nu poți să fii rănit, dacă nu numai unul, ci toți îți dau crezare, dacă ajungi să umpli minutul trecător cu 60 de clipe de veșnicii, mereu vei fi pe-ntreg pământul de plin stăpânitor și mai presus de toate un om, copilul meu.